în conformitate cu dispozițiile articolului 39 din ultima lege a 215 din 1990, convocat prin dispoziția primarului numărul 70 din 28.6.2019. Din ce îmi privește consilierul în partea de punctul local, 137 și vede și domnul Ienache. Ar fi 8. Deci, și în majoritatea consilierilor, ședința este legat cu punctul și poate și acelor guvernului. Având în vedere prevederile articolului 42.5 din legea 215 și 2001, supus prea aprobare procesul verbal în cheiarea ședinței anterioare. Cine este pentru? Împotriva, trebuie să-i procesul verbal tot aplicat în comunitatea de voturi. Așa. La ce îți face ca invitație, doamna președinte, doamna Ciana Nașica, domnul Ionescu Mitin. Acum, conformitate cu prevederea articolului 41 de legea 215, vreau să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință în vederea conducerii de lucrări. Vreau să faceți propuneri. Propuneri. Domnul Moise. Propuneri, domnul Cărloa. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu sunt până la dos. Dar domnul Gozan s-a făcut o prevedere astăzi. Ce este pentru? Da, vă mulțumesc pentru prevederea. Domnul Știința, instituția mai democratică. Putem începe, da? Program de desfășurare lucrurilor ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal data de 9 iunie 2019. Ședința este deschisă așa, bine, asta mai citesc, domnul secretar, nu? Nu, de la a doua pagină. A doua pagină. A doua, așa. Ordinea de zi. Proiect privind executarea bugetului de venituri și cheltuielilor pentru trimestrul 2 al anului 2019, inițiator de acord cu viitorul primar comun. Aviz comisiei reunite. Așa, proiect de hotărâre privind modificarea articolul 1 din hotărârea Consiliului Local din 6/14/2019 de modificare și clădirea unui sector de drum din drumul național DN2G până la Barna Valentin, tronson de drum materializat în PUG-ul Comunei Ardeoa. Program. Așa. Numărul 2. Așa, numărul DDC-176. Până în DC-178 de Mântenești Podul și încadrarea în categorie funcționare a drumurilor comunale. Inițial, Victor Deaconu, primarul comunei, a venit Comisiei Reunite. Proiect de hotărâre privind înscrierea suprafeței de 61.840 hectare în domeniul privat al comunei, adevărat conform anexului 1, ce reprezintă teren agricol, rezultat în urma lucrărilor de stare sistemate în cadrul cadastru și care carte funciară a imobililor situate în extraglanul Comunei Ardeoa. Inițiator, domnul Victor Deaconu, primar comunei, a venit comisiunea. Dacă mai sunt și alte propuneri, nu? Așa, proiect de hotărâre privind semnarea unui reprezentant de rezervă a adunării generale a societății de dezvoltare, tocmire pentru salubrizarea Bacău din partea unității administrative teritoriale de Ardeoa. Inițiator, primarul comunei, domnul Deaconu. Aviz comitului de unite. Așa. Și acum, da, supun la vot punctul ordinii de zi, formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Dacă se abține cineva, dacă cineva e împotrivă. În urma plătății de voturi a fost aprobată ordinea de zi. Păi intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind executarea prezentării de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 2 al 2019, aviz comisiilor reunite. Doamna Mica Gabriel, președintele comisiei de specializate, prezintă avizul comisiilor reunite. Da, comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre reforma prezentată de executiv. Da, mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Cernan acesta pentru a vedea raportul de specialitate. Concordați cu repede de articolul 41 de legea 273/2006 prin finanțele publice locale, în luna iulie, pentru trimestrul expirat, ordonatorii principali de credit au obligația de prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către
execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare. În cadrul secțiunii funcționare, planul general de Ultimestrului 2, conform bugetului, a fost în valoare de 976.770 lei, încasării realizate la 30 iunie, 1.653.544,65 lei, reprezentând 169,29%. În care impozit pe veniturile de transferul proprietăților imobiliare, planul 1020, încasări 288,24%. Cote de pagare din impozitul pe venit, planul 199.000, încasări 179.939,50,40,42%. Sume alocate din cotele de pagare din impozitul pe venit ca pe echilibrarea bugetului local, planul 100.500. Încasări 106.737, reprezentând 106,21%, sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean, plan 105.000, încasări 52.740, reprezentând 50,23%, impozit plătit persoane fizice, plan 30.000, încasări 39.238, 130,79%, impozit plătit persoane juridice, plan 40.000, încasări 33.482, 33,71%, impozite revânt persoane fizice, plan 50.000, încasări 44.174, 88,35%, impozite revânt persoane juridice, plan 8.000, încasări 10.258, 128,23%, impozite revânt extragrav, plan 40.000, încasări 51.509, 128,77%, taxă judiciară de timbru și alte taxe de timbru, plan 4.000, încasări 1.162, 29,05%, alte impozite și taxe pe proprietate, plan 1000, încasări 1.367,47, 136,75%, sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunelor, plan 114.000, încasări 119.488,51, reprezentând 104,81%, sume defalcate din TVA pentru drumuri, plan 58.000, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 757.000, încasări la nivelul estimărilor bugetului la ambele, la 100%. Din impozit din jaci transport persoane fizice, plan 50.000, încasări 69.299,8, reprezentând 138,6%. Din impozit din jaci transport persoane juridice, plan 3.650, încasări 8.516,8. 233,34%, alte impozite și taxe, plan 10.000, încasări 10.762,7,62%, venituri din concesiuni și închirieri, plan 5.080, încasări 3.205,98, reprezentând 63,11%, venituri din prestări servicii, plan 1.320, încasări 107 lei, reprezentând 8,11%, alte venituri din prestări servicii, plan 2.000, încasări 176,58,8%, venituri din amenzi și alte sancțiuni, plan 70.200, încasări 318,46, reprezentând 43,19%, taxe speciale, plan 50.000, încasări 98.317, 196,63%, vărsăminte din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare, plan minus 813.000, încasări minus 49.079,79 lei, reprezentând 6,04%, subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței culerne, plan 10.000, încasări 262,60%, sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, plan 80.000, încasări 25.319,92, reprezentând 38,65%. Planul pentru cheltuielile secțiunii funcționare, conform bugetului, a fost în valoare de 1.631.180 lei, cheltuielile efective la 30 iunie 1.707.788,41 lei, reprezentând 67,91%. Din care la autorități executive, plan 900.390, cheltuieli efective 673.886,59, reprezentând 74,84%, transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap, plan 17.440, încasări 2034,11,66%, la învățământ, plan 86.650, cheltuieli 41.875,38, reprezentând 48,33%.
cultură, recreere și religie. Cămine culturale, plan 1300, cheltuială 573,7 reprezentând 44,09%, asigurări și asistență socială, plan 277.490, cheltuială 244.766, reprezentând 98,21%, locuințe, servicii și dezvoltare publică, plan 137.910, cheltuială 43.016,41, reprezentând 31,19%, salubritate, plan 173.000, cheltuială 101.573,71, reprezentând 58,71%, și drumuri și poduri, plan 37.000, cheltuială 63,15 lei, reprezentând 0,17%. Excedentul secțiunii funcționale, înregistrat la 30 iunie 2019, este sumă de 545.756,24 lei. În cadrul secțiunii dezvoltare, conform bugetului, cheltuielile, planul pentru cheltuielile de anul trimestrului 2 a fost în valoare de 3.368.660 lei. Cheltuielile încasări efective 471.310,32, reprezentând 6,04%. Venituri de secțiuni de dezvoltare au constat în vărsăminte din SFMSD, planul 113.000 încasări, 49.079,79, reprezentând 6,04%. Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, plan 0, încasări 5.115,94 și finanțarea programului național de dezvoltare locală, plan 2.555.660, încasări 417.114,59, reprezentând 16,32%. Cheltuielile secțiunii de dezvoltare la 30 iunie sunt următoare. La locuințe, servicii și dezvoltare publică, planul 58.000, cheltuieli 13.25, reprezentând 23,59%. Și la drumuri și poduri, plan 3.408.000, cheltuieli efective 457.695,32 lei, reprezentând 13,43%. Mulțumim, doamne, Excernat. Dacă se înscrie cineva la cum vrea să ți-o lăsă. Întărești, mergi mai departe. Supun la vot proiectul hotărâre în formă executivă, executată de executivă. Nu se trece mai departe. Proiect de hotărâre prin modificare articolul 1 din hotărârea Consiliului 6-14-2019 de modificări și completarea unui sector de drum din drumul național DN2G până la Barna-Valentin. Tronson de drum materializat în POG-ul Comunei Ardevan, sub numărul DG176. Cotiunul până în DC, 178 de lucrări și poduri. Și încă rare în categorie funcțională al drumurilor comunale. Aviz Comisiilor Unite, domnul Macadam Bogdan, președinte Comisiei de Specialitate, prezintă avuz Comisiile Unite, aviz favorabil. Comisiile Unite avizează favorabil raportul prezentat. Reprezentarea raportului de specialitate, domnul secretar, nu? Da. După cum bine știți, în februarie am aprobat cu jucărătul cu local o modificare a unui tronson de drum. Este vorba din drumul național până sus la Banul Valentin, care vine de partea aia altă până drumul ăsta la Liutenești, da? Deoarece când ne-am dus la OCPI, a zis că trebuie în hotărâre să apară sintagma se atestă. Deci, în loc de modificarea, cum apărea în articolul 1 din hotărârea aia 6 din 14-a 2-a, apărea că se modifică și se completează sectorul de drum. Dar ăștia de la OCPI a vrut să facă o modificare în hotărâre și să spune că se atestă, modifică și completează. Deci am adăugat sintagma se atestă. Deci atât. Ca să poată, adică să ne întocmească documentația odată de
dezlipire pentru că face parte carte cruciară din DN, după aceea podul, altă carte cruciară, după aceea alta de la pod încolo până la Pascal și restul. Și după aceea, ăsta v-am de aici, de care pleacă din un teren care se trece undeva până la Pascal, ca să facă alifiri, ca să putem să facem și să schimbăm și denumirea, pentru că 176, după cum vedeți și după multe discuții, apare pe teritoriul comunei Bereștadlău și acum noi trebuie să dăm denumirea 176, că deja o avem în evidențiul noastră, să-i dăm denumirea 176A, ca să nu mai avem probleme în momentul când facem o investiție, să putem să demarăm activitățile care sunt acolo. Atât. Da, deci se modifică doar atât. Se atestă în mod de modificare, și cu modificare, dar trebuie să apară și sintagma se atestă. Adică Consiliul Local a fost. Da. Confirmă, cum să spunem. Mulțumesc, domnul secretar. Dacă vreți cineva să ia cuvânt. Spun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Potrivă cineva, dacă s-a ținut cineva. Se trece la următorul punct. Proiect de hotărâre prezentând la suprafețe de 61.8412 hectare în domeniul privat al Comunei Ardeoara, conform anexii 1, suprafață ce reprezintă teren agricol. Rezultat, în urma lucrărilor de registrare sistematică în cadastru și care carte funciară a imobililor extraglare în Comunea Ardeoara. Aviz Comisiei Reunite. Domnul Rusu Alexandru, președintele Comisiei, specialitate prezidentul la Consiliul Comunei Reunite. Comisia propune adoptarea în formă prezentată de executiv, avizând favorabil. Mulțumim. Dăm cuvântul lui domnul Ionescu Mitică pentru prezentarea raportului de specialitate. Domnul inginer, poftiți. În urma lucrărilor de înregistrare sistematică, în cadastru și carte funciară a imobililor situate în extraglană comună a Jean de Chicago, în baza legii numărul 7/1996, privind cadastru și publicitatea imobiliară, s-au înlocuit până la această dată toți funciari pentru toate terenurile existente și deținute de proprietari, în baza tipului proprietate din următoarele sectoare. Sectorul numărul 1, Carnuș, Cristești, sectorul numărul 6, Vârzănești, sectorul numărul 8, Imeni proprii de lui Staciu. S-au înlocuit căs funciari în sectoarele menționate mai sus și pentru terenurile a căror proprietari sunt validați de Comisia Județeană, pentru stabilirea dreptului de proprietate privată a terenurilor, dar pentru care nu s-au emis titluri de proprietate, cât și pentru proprietarii care stăpânesc terenul, au cereri pentru reconstituire, dar urmează să fie validați. Deci, pentru toate aceste terenuri din sectoare menționate, deținute fără a avea titluri proprietate, cărțile funciare întocmite au fost la titular trecut UAT Ardeoara, așa prevede legea, urmând ca aceste suprafețe de teren să fie înscrise printr-o hotărâre de Consiliul Local în domeniul privat al Comunii, urmând ca apoi, prin altă hotărâre, să se scoată progresiv aceste suprafețe să fie scoase și predate Comisiei Locale de Fond Funciar pentru a fi restituite cetățenilor. Așa, conform hotărârii Guvernului 1832-2005, hotărârii Guvernului 1932-2005, deci, față de ceea ce v-am spus până acum, propun spre aprobare înscrierea suprafeței de 61 de hectare în domeniul privat al Comunei Ardeoara, conform anexei numărul 1. Anexa numărul 1 înseamnă toate cărțile funciare care au fost făcute pe aceste trei sectoare. Deci, sectorul Cristești-Calmuș, sectorul Mârzănești și sectorul propriu Stanciu-Imeni. Deci, și toate cărțile funciare s-au trecut UAT, dar în același timp avem identificați proprietari care au fost validați. Un exemplu de pe Mârzănești. Oamenii au avut, din comuna noastră Ardeoara, au avut teren pe comuna Pârjor. Ei au depus cererea inițială la comuna Pârjor, cu bucata, raza administrativă așa era, din 4.000, că aveau proprietăți de către 4.000, 5.000 de metri. Ei au pus acolo cererea, au fost validați inițial la comuna Pârjor, apoi printr-o hartă, tot în Comisia Județeană, au rămas pe comuna Pârjolul 3 mm, iar drumușorul care desparte la Bendima, mai sunt capete care i-au validat pe comuna noastră. Oamenii stăpânesc aceste terenuri, le au validate, acum s-au făcut cărțile funciare și am fost atenți ca aceste cărți funciare să fie făcute
nu pe total. Adică dacă parcela e de 5 hectare care între drum și până în izlazul pe limanul, acestea au fost făcute individual. Cât a avut omul lățimea din partea prăjurului? A avut 4 metri, a mai venit cu 4 metri plus lungime de și 800 de metri, 700 de metri și sunt validați, numai în zona respectivă, în jur de 42 de persoane. Urmând ca după, întâi băgăm în domeniul privat, iar după aceea, la o altă ședință, o să spunem altă anexă cu cei care sunt validați și să scoatem progresiv până când se le dăm terenurile oamenilor înapoi. Cam asta. Deci, față de cele menționate, deci supun spre aprobare, înscrierea suprafeței 61 de hectare în domeniul privat al comunii, conform anexei numărul 1, care este prezentată la domnul secretar și puteți să vedeți ceea ce v-am spus. Da, vă mulțumim, domnul inginer. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Da, domnul Rus. Materialul care a prezentat domnul inginer, clar, ca bună ziua. Deci, ne-a explicat exact cum trebuie problema. Sunt de acord cum avea prezentat. Am terminat. Acești oameni care au avut în domeniul de la Pârjon, vin și plătesc la Comuna Ardeal, nu? De acum vin și plătesc la Comuna Ardeal. Nu. Ce este, pe comuna, ce este pe comuna Pârjor, până la drumul cealaltă, ei au titlul de proprietate pe comuna Pârjor, iar la comuna Ardeoan sunt numai validați. Neavând titlul de proprietate, ei la momentul de față nu plătesc, stăpânesc pământul, îl lucrează, iau uzufructul de acolo, dar impozit nu plătesc. De asta este, o să fie nevoie, imediat să adoptăm o altă hotărâre, ca să putem să dăm și documente lor. Da, vă mulțumim. Dacă mai avea cineva. Să punem la voi proiectul de hotărâre în formă de dată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă s-a obținut cineva. Trecem la punctul 4. Proiect de cărui preun de semnare un reprezentant de rezervă a adunării generală al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău din partea Comunității Administrative Teritoriale de Oare. Aviz Comisiei Reunite, doamna Anica Gabriela, reprezentantă Comisiei. Comisia avizează favorabil proiectul în formă prezentată de executiv. Da, dă cuvântul domnului secretar. După cum bine știți, Oatea Dan face parte din Agadis Bacă, care în reprezentant este domnul primar. Datorită faptului că ei la nivelul județului Bacău, când vor să se constituie, în generală, sunt foarte mulți primari care nu se duc din anumite motive. Știu eu, nu sunt, sunt plecat la București, sunt plecat în delegație, știu eu. E și pentru a se întâlni vorumul și a să, să se poată ține toate ședințele, e necesar să se adoptăm prin un hotărâre de local încă o persoană de rezervă. În cazul în care nu este domnul primar, să fie desemnat altcineva de către Consiliul Local. Eu am zis ca și propunere să fie domnul viceprimar, dar timp cât este și locuitorul de drept prin lege, așa că am zis că să fie domnul viceprimar, reprezentantul de rezervă în cadrul adunării generale a Dinsul Bacău. Mulțumim, domnul secretar, dacă doresc cineva să ia cuvânt. Sunteți de acord? Sunteți de acord? Cum la vot? Cine este de acord? 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 Cine este de acord?